Căldura în apartamentele din capitală va fi mai scumpă. Prețul unei gigacalorii produse de termoelectrică s-a majorat. ANRE a aprobat noile tarife care vor intra în vigoare din 1 octombrie. Și la Bălți s-a majorat prețul pentru încălzire. Totuși, locuitorii din Comrat vor achita cel mai mult pentru căldură. Furnizorii explică necesitatea ajustării tarifelor prin creșterea prețului de achiziție al gazelor naturale. Ultima dată, tariful la căldură a fost majorat în luna ianuarie. Agenția Națională de Reglementare Energetică a aprobat tarife noi pentru căldură, energie electrică și apă caldă. Furnizorii au explicat necesitatea ajustării printr-o serie de factori, principalul dintre care este creșterea prețului de achiziție al gazelor naturale. În Chișinău, costul agentului termic pentru consumatorii de servicii de termoelectrică va crește cu 31,6% până la 2854 de lei per gigacalorie, fără TVA. Tariful pentru curentul produs de această întreprindere va crește cu 43,6% și va constitui 4,81 lei pentru un kilowattoră. În Bălți, consumatorii CET Nord vor plăti pentru încălzire 3052 de lei fără TVA sau cu 44,3% mai mult decât până acum. Tariful la energie electrică va fi de 4,61 lei pentru un kilowattoră, scumpirea fiind de 48,23%. Consumatorii din Comrat vor plăti cu 36% mai mult pentru încălzire, adică 3342 de lei per gigacalorie. Noile tarife vor intra în vigoare la 1 octombrie. De asemenea, ANRE a aprobat solicitarea Apă Canal Chișinău de majorare a tarifului pentru încălzirea apei. Acesta va crește de la 2059 de lei per gigacalorie la 3134 de lei per gigacalorie, fără TVA inclus.